În momentul în care mi-am propus să trec prin zone de conflict, ideea nu a fost să merg să mă sinucid. Făcând autostopul, da? Adică. Deci ieșai în fața oamenilor care erau oricum supuși unor Adică tensiuni. Sunt zone de conflict. Însă surpriza a fost că aceste țări, sunt cum mai sunt libere. Afganistanul, Pakistanul, Iranul, nu au nicio legătură cu modalitatea în care sunt expuse de La televizor și în presa televiziunile occidentale. Internațională. Sub nicio formă, nu au nicio legătură. Și atunci, asta a fost o altă provocare, să descoper realitatea așa cum este, dincolo de televizor. E, și oamenii ăștia, într-adevăr, trăiesc într-o zonă de conflict. Dar nu e așa, mai explodează câte o bombă, dar nu mor chiar așa. Și nu este război peste tot. Ideea era să trec prin aceste zone, dar să oculez zonele de război, nu să încep să mă joc cu gloanțe. Și cum a fost? Cum ai descurcat totuși? Păi mă informam. Adică mergeam într-o zi, întrebam ce se întâmplă în zona următoare. Era greu și din punct de vedere al limbii, pentru că nu te înțelegeai chiar cu toată lumea. În câte limbi a trebuit să comunici în toată călătoria? Păi, în general, m-am înțeles cu oameni în engleză, însă șoferii de camion nu vorbesc engleză, pentru că. Sau familiile cu care ai intrat în contact. Da, și atunci am învățat cât de cât de bază hindi, nepali, farsi, urdu, dar nu, atât cât să mă pot descurca. Da, să poți primele contacte pe care le-ai avut. Da. Mai spune la ce te-a, nu știu, cum am spus și mai devreme, la ce te gândești tu cu cel mai, nu știu, mai mult drag sau cu cea mai multă energie, în ce parte a călătoriei vine o amintire anume? Sau unde vrei tu să mergi în tot drumul ăsta pe care l-ai parcurs? Provocarea a fost să experimentez viața așa cum este, indiferent de evenimentele neplăcute care ies în cale. Să accept totul. Și atunci mi-am mai propus niște alte mici provocări. Cum ar fi, am vrut să văd câte zile la rând pot să merg fără să pot să dorm, fără să merg într-un hotel sau ceva organizat. Și au fost și oameni care m-au invitat. Însă au fost și momente în care am dormit pe acoperiș, în benzinărie, în parc, pe margine de autostradă. Sub palmier? Cum a fost prima noapte? În moschee, am spus. Da, și în gară. Era drăguț în gară, că am mai spus povestea asta. În gară, indienii dorm. Adică dacă mergi într-o noapte, într-o gară din India, pur și simplu, imaginează-ți cum este după un război. Da? După un război, războiul s-a terminat. Și vezi mulți oameni întinși pe jos, da? Așa era în gările din India, doar că oamenii aceia dormeau. Foarte firesc. Era mai mult decât firesc. Acolo oamenii își îndeplinesc nevoile foarte rapid. Adică, ce se întâmplă? Merge indianul și zice, mi-e foame. Ha? Ha? Bun. Iau ceva de mâncare. Merge, mi-e somn. Se culcă. Cei mai mulți nu aveau sub ei nici măcar un preș. Pur și simplu, erau întinși și dormeau, fără să le fie teamă de faptul că ar putea să fie jefuit sau ce. Și pentru că ai spus de mâncare, uite că e așa un subiect care poate e mai ușor de înțeles și de alții. Cum ți s-a părut ție cultura asta acolo, în funcție de mai multe țări? Chiar spuneai, bine, eu știu ce spui tu, dar mă fac că nu știu. E foarte diversă. Mie îmi place să experimentez și gastronomic. Sunt tot felul de combinații în care avem de învățat noi. Acum eu gătesc multă mâncare indiană acasă. Mai mult mâncare indiană gătesc, pentru că e foarte bună. Ce s-a întâmplat a fost așa. În India, la început, eu eram carnivor și mâncăm carne. Și am descoperit cu surpriză că ei nu prea au frigidere și congelatoare în restaurante. Și atunci am zis, domnule, cum să procedez? Că nu pot să mă duc în fiecare restaurant și să-i întreb, domnule, aveți frigider? Aveți frigider? Nu. Am mâncat în prima săptămână carne, după care m-am lăsat de carne și am zis, niște vegetale acolo, nu o să mă intoxic. Și ai avut surpriză să descoperi că îți făcea mai bine, nu? Și am avut o surpriză să descoper că nu aveam nevoie de carne și că mă simțeam excepțional. Și de atunci nu prea am mai consumat carne.
erau chiar niște imagini mai devreme în care erați pe marginea drumului sau, nu știu, undeva oricum, undeva în natură și gătați ceva nou, dacă îți mai amintești despre ce e vorba. Erau oarecum niște sosuri, așa, ce combinații erau acolo? Ah, asta era în Pakistan. Era într-o chestie în care probabil niciodată, nu cred că mai fusese turiști. Era... Dar tu nu erai la un fel de bulci, așa, era un fel de bulci. Oamenii găteau, asta e normal, adică oamenii gătesc pe marginea drumului, te invită, vorbești. Unde ți-e foame, acolo punem de masă. Da, și ce bio. Nu există, acolo nu e bio, totul este atât de natural și atât de organic. Atât de autentic. Da, e mult mai scump să aduci chestii bio sau să aduci chestii împachetate. Și mâncarea e atât de bună și se mănâncă cu mâinile. Am mâncat la chestia aia cu alți 11 oameni din același ligian, să spunem, cu mâna. La început, normal că există această reținere tipic occidentală, adică, da, doamne, cum să pun eu mâna acolo, să... Nu. În momentul în care mâncăm cu mâna, mâncarea capătă un alt gust. În primul rând, adaptăm energetic mâncarea la organismul nostru deja. E ceva natural. Da, și ce am simțit acolo era cum că oamenii ăia chiar sunt frați, sunt frații mei. Și cunoșteai practic de, nu, poate nici măcar două zile, vedeai... Cei mai mulți îi vedeam pentru prima dată. Și doar într-o zi, cât ai stat în general cel mai mult într-un singur loc? Știu că plecai foarte repede dintr-o locație în alta. Da, cel mai mult am stat 12 zile în Dharamsala, unde am fost invitat să particip la un curs al lui Dalai Lama. Asta e o experiență, ia spune-ne ceva. Da, e o experiență, Dalai Lama e mișto, adică... Dalai Lama e mișto! Îmi cer scuze că nu folosesc un limbaj tocmai potrivit. Păi e foarte bine, mi-a plăcut ce ai spus, de asta te-am... Ok. În momentul în care te apropii de Dalai Lama, poți să-i simți profunzimea. Simți o energie, un invers. Cumva te ridică puțin. Asemenea, apropierii de orice om care a înțeles mai multe despre viața asta și a mers mai sus decât cotidianul. Da, asta este un subiect foarte tare, că de-a lungul acestui periplu și în general în viața mea, întâlnesc tot felul de oameni înțelepți. Eu cred că și atragi, eu cred în teoria respectivă în care atragi lucrurile în care crezi. Da, e adevărat, așa este. Așa, hai că sunt în felul. Și într-adevăr foarte multe lucruri avem de învățat de la oameni. Și mă întâlnesc tot așa, țin training-uri și conferințe și mă întreb oamenii: bine, dar uite, vorbești așa profund, așa, tipic filozofie, nu știu cum. Nu știu, că nu mă pricep la... Nu sunt filozof. Deci, da, dar uite, tu, de exemplu, n-ai avut un guru sau de-astea. Acum, pentru mine guru este viața. Și voința, ceea ce simți tu că vine din tine și practic exact. Te obligă să faci. Exact, este conectarea la tine, adică ce simți tu, de unde pleacă ce simți tu. Și atunci vei afla... Gurul ce înseamnă? Gurul înseamnă întunericul care este alungat de lumina care alungă întunericul. Și atunci ideea este ce învățăm noi din propria noastră viață. E adevărat că asta nu este simplu. Nu este simplu să învățăm din propria noastră viață ce facem. Ne uităm în oglindă și privim către noi înșine. Asta în cele mai fericite cazuri. Însă de obicei avem nevoie de un facilitator care să facă asta. Și de asta mi-am dorit să devin psiholog. Da, pentru că tu n-am spus în descriere, dar nu o să intrăm direct să știi cum e. Altfel când vezi direct omul fără descrieri, dar tu ești și trainer, ții tot felul de training-uri de dezvoltare personală și asta se vede și în ce spui.